Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că slujim lui Dumnezeu mare, sfânt și puternic. După cum știți, am trecut printr-o operație care, normal, nu este o operație așa de grea, așa spun doctorii, dar ei, of course, desigur, ei nu sunt în operație. Vreau să vă spun că am avut o experiență deosebită în timpul acestei operații, pentru care vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să vă mulțumesc și dumneavoastră. Înainte de operație am avut tensiunea foarte mare, a fost 180/100. Am fost foarte puțin îngrijorată, vreau să spun, dar doctorii nu au fost deloc îngrijorați. Am zis, trebuie să mă las pe mâna lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că în tot timpul operației, bineînțeles, am avut o anestezie generală și în tot timpul cât s-a desfășurat operația, am auzit o muzică care nu a fost o muzică pământească, nu au fost voci omenești, a fost ca un fel de orchestră, aș putea să spun, foarte multe instrumente, foarte frumoase. Toată această muzică s-a desfășurat în tot timpul operației. În același timp, am avut și un vis care a fost foarte interesant, dar Dumnezeu mi-a dat tălmăcire imediat după ce m-am trezit, am știut exact ce a însemnat acest vis. Am văzut cum cineva lua dintr-o parte și punea în altă parte, erau ca niște tăblii, aș putea să spun, de mărimea unei, unor foi de caiet, de notebook, cum sunt aici în America, mai mari, le lua dintr-o parte și le așeza în altă parte. Aceste tăblii aveau culoarea roșie, unele erau un roșu mai aprins, unele erau un roșu mai pal și nici nu știu cum să explic, am simțit greutatea acestor tăblii. Le simțeam că ele au o greutate, deci toate aveau o greutate. Și cineva le lua dintr-o parte și le punea în altă parte, așezându-le una peste alta, cum, să zicem, am așezat niște cărți. Și am înțeles ce însemna visul acesta. Imediat când m-am trezit, am știut ce însemna visul. Acest vis, aceste tăblii, au fost rugăciunile dumneavoastră care le-ați făcut pentru mine. Unele au fost mai înflăcărate, altele poate mai puțin înflăcărate. Toate au avut o greutate în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu pe toate le-a luat în seamă. Și vedeam cum, deci în timp ce se așezau, altele veneau. Deci erau foarte lent, veneau dintr-o parte în alta. Și vreau să vă mulțumesc în mod deosebit pentru rugăciunile care le-ați făcut pentru mine. Și știu că dacă Dumnezeu a îngăduit să trec prin această încercare, de fapt a fost o binecuvântare pentru mine și vreau să vă încurajez ca întotdeauna să ne rugăm unii pentru alții, să simțim unii cu alții în bucurii și în necazuri, pentru că avem nevoie unii de alții și în bucurie și în necaz. Și Domnul lucrează într-un mod deosebit, într-un mod în care noi nici nu ne putem imagina.